Luna ianuarie 2024 aduce schimbări semnificative în domeniul dragostei pentru anumite zodii. Vorbim mai exact despre Pești, Berbec și Taur. Există, din păcate, posibilitatea ca aceste zodii să fie lovite de ghinion în relații, cu riscul de a rămâne fără partener. Trebuie să fie foarte atente și să ia decizii rapid. Pești. Pentru pești, luna ianuarie aduce o perioadă de reflexie asupra relațiilor lor. Pot apărea neînțelegeri sau conflicte nerezolvate, provocând tensiuni în cuplu. Este important ca nativii pești să acorde atenția comunicării și să fie deschiși pentru transformare. În caz contrar, există riscul ca partenerul să se retragă, lăsându-i pe pești să se confrunte cu un moment dificil în dragoste. O persoană din trecut vine să vă destabilizeze armonia. Poate fi vorba de o fostă iubire de-a ta sau a partenerului tău de viață. Unul dintre voi doi nu și-a încheiat socotelile cu trecutul și asta poate aduce rupturi mari. Berbec. Berbecii se confruntă cu tensiuni și provocări în domeniul relațiilor în această lună. Energia lor pasională ar putea genera conflicte neașteptate, iar nevoia de independență a acestor nativi ar putea afecta stabilitatea relațională. Berbecii sunt prea impulsivi și neliniștiți în perioada asta și pot spune lucruri pe care le vor regreta profund. Cuvintele dor foarte tare dacă nu sunt atenți și își pot pierde partenerul de viață. Este esențial ca berbecii să își gestioneze impulsurile și să acorde atenție nevoilor partenerului pentru a evita izolarea emoțională și pentru a salva relația de la posibile despărțiri. Taur. Pentru tauri, luna ianuarie aduce incertitudini și schimbări în sfera dragostei. Este posibil să se confrunte cu situații neprevăzute sau cu discuții tensionate în relații. Este crucial pentru taur să își exprime nevoile și să își ofere sprijinul emoțional reciproc. Dacă nu sunt atenți la aceste aspecte, taurii riscă să rămână fără partener sau să treacă printr-o perioadă de instabilitate în cuplu. Dacă au rămas lucruri nespuse și s-au adunat frustrări, ei bine, săptămâna aceasta este cazul să rezolve aceste probleme neapărat, dacă nu își doresc o despărțire. Fiți sinceri, pentru că este posibil să fie ascuns anumite aspecte care oricum vor ieși la iveală. Mai târziu este posibil să nu mai puteți repara nimic, relatează click.ro.